Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi câte ceva cum trăim noi oamenii în lumea fizică. Atunci, atunci când trăiești în lumea fizică, în care oamenii au nevoie de dovezi palpabile, în care oamenii cred că nu pot vedea, nu pot atinge acest lucru, înseamnă că acel lucru nu există este uh, foarte greu să ai încredere energie în lucruri uh, invizibile, mai mult decât uh, ceea ce percep tu cu cele cinci simțuri obișnuite, este greu să ai încredere în realitatea energetică mai mult decât în realitatea fizică. De fapt, Simțurile tale obișnuite te pot înșela, dar energia nu minte niciodată. Realitatea energetică, dragii mei, este reală. Decât realitatea fizică. Ceea ce simți este mai adevărat decât ceea ce vezi cu ochii tăi fizici. Problema este că mulți oameni au nevoie de dovezi fizice ca să creadă acest lucru. Spre exemplu, oamenii au nevoie să audă cum că un om le vorbește în mod repetat. Să vadă că el este că el se comportă urât cu ei în mod repetat, că îi minte, că îi înșală în mod repetat, ca să se convingă că nu se potrivesc cu acel om. Dacă dacă și-ar asculta rezonanța, aceasta le-ar spune imediat că omul respectiv nu este benefic pentru ei și că este dorit să păstreze acea, acea distanță, să nu-i lase să intre în viața lor. Oamenii. Oamenii au nevoie de dovezi concrete, palpabile, că ceea ce le spune intuiția lor este corect și este necesar atunci să învățăm să avem încredere în intuiția noastră, să avem mai multă încredere în noi înșine, în ceea ce simțim noi, în ghidarea, în ghidarea pe care o primim sub nenumărate forme. Dragi mei, dar să facem asta... Ca să facem asta, este necesar să stăm într-o liniște completă, ca să ne putem auzi uh, intuiția, să fim într-o stare înc uh, încât să putem uh, rezona cu mesajele, cu uh, ghidarea noastră. Toți oamenii primesc ghidare. Da, toți oamenii primesc ghidare. Câte ziua de lungă, dar cei mai mulți dintre ei sunt atât de agitați, atât de ocupați încât nu bagă în seamă că nu sunt în stare să le permită să recepționeze, să identifice, să conștientizeze aceste mesaje. Atunci, atunci când faci un gest de bunătate, ajuți pe cineva, oferi lumină și ești nemulțumit că acea persoană nu se a mulțumit, tu faci acest gest de bunătate din spațiul egoului. Când faci ceva pentru binele comun, oferi lumină, te uiți în jur după, uh, după validare, uh, aprecierea publică pentru gustul tău, tu faci acel lucru dintr-un spațiu al egoului tău. Acel om, acel om care nu ți-a mulțumit, care nu a validat, lăudat gestul tău, sunt acolo ca să ți arate că ai făcut acel lucru din spațiul egoului. Când faci acele lucruri la nivel de suflet, când oferi lumină de la nivel de suflet nu ai așteptări legate de răspunsul celui care beneficiază de gestul tău. Nu. No. Nu are importanță, dragii mei, că acel om îți mulțumește sau nu. Dacă, dacă îți mulțumește, este bine. Dacă nu, iarăși e bine. De asemenea, de asemenea când oferi lumină, de la nivel de suflet, nu cauți dovezi ca ceea ce ai făcut tu uh, a funcționat. Tu știi întotdeauna că lumina are uh, efect. Acesta este clipul nostru de astăzi. Nu vreau să mai risc să să rămân, mă rog, cu vorbele neterminate sau cu ceea ce vreau să vă spun, să nu mai am spațiu sau în cele trei clipuri pe care le-am înregistrat acum câteva zile, deci nu s-a auzit sonorul. Așa că nu mai vreau să, să riz. Mai bine câteva cuvințele, dar bune. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine, vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul pe mine. Mă găsiți pe Facebook-ul meu cu numele Gabriela Ilinca, pe canalul de YouTube Ilinca Gabriela, pe blogurile mele Viața, blogurile spirituale Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, mesaje dincolo de viață și cei care doriți să mă contactați, mă găsiți la e-mailul meu cu litere mici Gabi. 58 Aron Yahoo.com Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă iubesc, dragii mei!